meditația de echilibrare a chakrelor. Găsiți un loc confortabil în care să puteți medita. Puteți să vă întindeți dacă doriți sau puteți să stați undeva pe un fotoliu sau un scaun, indiferent locul pe care îl alegeți. Important este să vă simțiți bine. Faceți rost de o oglindă mică, concavă, care se curbează în interior, sau, dacă nu aveți, puteți să vă imaginați că această oglindă există și așezați-o în apropierea capului vostru, în partea dreaptă. Dacă stați întinși, așezați în partea dreaptă lângă templă, cam la 45 de grade înclinare. Dacă stați pe scaun, imaginați-vă această oglindă, tot în partea dreaptă, însă puțin mai jos. Oglinda acționează ca un fel de antenă de satelit. Lumile spirituale și celelalte dimensiuni pe care le vedeți sunt opuse. Oglinda concavă reflectă energia sau informația care vine din alte lumi, într-un mod potrivit pentru fiecare dintre voi. Poate că ea accentuează energia, poate că nu, dar o să o simțiți exact așa cum aveți nevoie. Închideți ochii, respirați profund, relaxați-vă. Începeți prin a simți prezența oglinzii și trimiteți-vă conștiința înainte și înapoi. De câteva ori faceți acest lucru fără niciun fel de grabă. Imaginați-vă că trimiteți un gând în direcția oglinzii și așteptați ca el să se întoarcă. Spuneți în gând: cer asistență, cooperare și călăuzire de la entități de lumină. Eu sunt iubire, eu sunt lumină. Concentrați-vă acum pe baza coloanei vertebrale, acolo unde este chakra rădăcină. Vizualizați că lumina albă strălucitoare urcă până în creștetul capului, după care coboară din nou la baza coloanei. Aceasta se numește șoseaua Kundalini. Faceți acest lucru de câteva ori. Ridicați de la baza coloanei lumina albă strălucitoare până în chakra coroană, în creștetul capului, după care o coborâți din nou în chakra rădăcină. Kundalini urcă prin coloana chakrelor, iar acum vă puteți imagina o coloană de lumină care începe să se învârte prin centrul corpului vostru. Vedeți lumina cum urcă spre chakra coroană, apoi coboară din nou în chakra rădăcină. Vă întoarceți în chakra rădăcină și luați de acolo o mică sferă de energie eterică, cât o mingiuță de ping-pong. Urcați această mingiuță prin centrul corpului vostru până în chakra coroană. Vedeți cum mingiuța se lovește de partea de jos a creierului, apoi plutește încet, încet până la chakra rădăcină, prin centrul corpului vostru. Faceți acest lucru de 3 ori. Urcați sfera de lumină, apoi mingiuța coborâți-o în chakra rădăcină, din nou sus, unde se lovește de ceea ce reprezintă partea de jos a cranului, după care din nou coboară în chakra rădăcină. A treia oară, faceți în așa fel încât să ajungă cu mare viteză până la baza cranului. Puteți simți asta de prima oară când încercați. Dacă nu simțiți însă, imaginați-vă. În momentul în care atenția voastră se concentrează pe o anumită acțiune, ea chiar este percepută de către creier că se întâmplă. Dacă veți avea gânduri care n-au nicio legătură cu meditația,
Puneți-le pe fiecare separat într-o sferă de lumină și urmăriți-le cum se depărtează. Când sunteți pregătiți, concentrați-vă înapoi pe chakra rădăcină. Luați o altă sferă de lumină și urcați-o prin centrul corpului vostru, de data asta însă încet, foarte încet. Treceți prin dreptul ombilicului, două degete mai jos decât ombilicul, apoi mai sus, spre centrul pieptului, acolo unde se află manicura, unde se află plexul solar, și faceți o pauză atunci când ajungeți în dreptul inimii. Sunteți în centrul corpului vostru. Chakra inimii se deschide acum spre exterior. O împingeți mental din interiorul corpului vostru spre exterior. Adică în așa fel încât să iasă energia spre lumea exterioară. Vedeți chakra care se rotește și se desface ca o floare, ca un boboc care înflorește. După ce s-a deschis, cu ajutorul concentrării, împingeți mingiuța în piept, în inimă, și apoi spre lumea din afară. Imaginați-vă că pe inimă ați avea doi ochi. Imaginați-vă că priviți prin acești ochi în afară, prin chakra inimii, și că puteți privi acum realitatea fizică ca și cum v-ați afla într-o încăpere și din încăperea în care sunteți, priviți prin aceste deschideri la lumea din afară. Primiți un bonus special dacă încercați să vă uitați din centrul corpului vostru spre lumea din afară, pentru că ea face parte din observare, iar voi, în loc să fiți jucător, implicat, sunteți observator. Privind chakra inimii, prin chakra inimii, din interior spre exterior, vă plasați în mod natural sentimentele și concentrarea în eteric. Pe măsură ce treceți prin canalele acestea și prin chakra pieptului spre lumea exterioară, totul se transformă. După ce ați privit prin chakra inimii la lumea din afară, urcați mai mult sfera de lumină până la baza gâtului, acolo unde se află gâtul, făcând legătura cu bustul. Deschideți această chakră la fel ca și cum ar fi un boboc care se transformă într-o floare deschisă. Imaginați-vă că sunteți tot în interiorul corpului și priviți în afară prin această chakră aflată la baza gâtului. Călătoriți apoi mai departe, odată cu sfera de lumină, până la cel de-al treilea ochi, punctul dintre sprâncene. Deschideți-l și începeți din nou să priviți lumea din afară, din interiorul corpului vostru. Este ca un boboc această chakră, care se desface și se transformă în floare. În timp ce împingeți mingiuța mai departe, ajungeți la lucrurile aflate la distanță. Este un proces mental, întrucât încercați să ajungeți dincolo de locația în care vă aflați pe moment. Chakra inimii este mare în raport cu chakra gâtului și cu cel de-al treilea ochi. Mutați-vă acum concentrarea pe partea din interior a craniului. Imaginați-vă că este tot un boboc care se desface în afară cu ajutorul luminii și dați drumul luminii prin creștetul capului. Deci, din inimă, vă ridicați la baza gâtului, de acolo la punctul dintre sprâncene și ultimul popas, creștetul capului, după care energia se eliberează spre univers. Acum chakrele sunt deschise. Respirați adânc, lin și conectat. Inspirați profund și rețineți aerul. Reținerea aerului modifică nivelul oxigenului
din corp și al dioxidului de carbon. Percepția este stimulată de schimburile de oxigen care se află în creier, care se produc în creier. În timp ce vă țineți respirația, limpeziți-vă mintea. Imaginați-vă că vă extindeți până la granițele exterioare ale universului nostru. Expirați. Spuneți: eu sunt pretutindeni. Eu sunt totul și știu totul din interior spre exterior. Faceți această respirație și extindere de 3 ori. Eu sunt pretutindeni, eu știu totul și sunt din interior spre exterior. Respirați odată cu ceea ce spuneți, cu mantra pe care o folosiți. Eu sunt pretutindeni, eu știu totul dinspre interior spre exterior. Imaginați-vă acum că în centrul Pământului se află un cristal enorm. Acest cristal este foarte fierbinte și de dimensiunile Lunii, satelitul Pământului. Imaginați-vă că acest cristal se rotește și creează un câmp magnetic al Pământului. Este o sursă de energie care radiază prin Pământ către voi. Folosiți această energie pentru a vă dezvolta, pentru a vă transforma. Imaginați-vă că acest cristal se detașează de crusta Pământului și se rotește acum independent de straturile exterioare ale Pământului și ceva mai repede decât Pământul. Imaginați-vă că acest cristal ar putea fi o planetă în cadrul altei planete. Prin câmpul magnetic al miezului, aveți o percepție mai rapidă a lucrurilor din jurul vostru, din lumea voastră. Inspirați și imaginați-vă cristalul care se extinde și se rotește din ce în ce mai puternic. Extindeți-vă și voi în toate direcțiile spre planeta Pământ, în toate părțile lumii de la suprafață, spre orice persoană sau situație din acest univers. Puteți ricoșa prin crustă, dincolo de planetă, spre marginile universului și vă puteți mișca în orice direcție, cu viteză amețitoare. Spuneți: mă aflu dincolo de timp și de spațiu. Mă mișc cu o viteză infinită. Sunt mai mare și mai puternic decât viața. În interiorul vostru există o altă oglindă de cristal, iar lângă capul vostru se află oglinda pe care ați imaginat-o la începutul meditației. Imaginați-vă că totul, energia și gândurile voastre, imaginația voastră, se plimbă ca o minge de ping-pong între cele două cristale, între cele două oglinzi. Spuneți: viața mea externă și lumea interioară a viselor, a viziunilor, a percepțiilor devin efecte de oglindă care reflectă acum realitatea. Imaginați-vă că oglinzile reflectă lumina și creează o explozie infinită de lumini. Faceți un salt înainte și înapoi, de la o margine la alta a universului, apoi un salt în afară și un salt în interior. Luminile se combină cu gândurile și cu sentimentele pe care le aveți, formând o altă sursă de energie care se proiectează dincolo de timp și de spațiu și vă poartă într-o nouă dimensiune. Conștiința voastră se află acum în 4D. Imaginați-vă acum că în fața voastră se află o persoană. Adunați-vă gândurile, limpeziți-vă mintea și imaginați-vă că vă amplasați pe gât o mână eterică. Vedeți dacă reușiți să o faceți
pe acea persoană să se întoarcă. Dacă nu se mișcă, acolo, pe ecran mental, imaginați-vă că pur și simplu o atingeți cu degetele pe gât, pe obraz sau pe umăr. Imaginați-vă că pe lângă voi trece o persoană și că vă concentrați atenția în ceafa ei după ce a trecut de voi. Și imaginați-vă că această persoană se întoarce. Etericul este foarte sensibil. Etericul este un cuvânt derivat de la grecescul eter, care înseamnă lumină. Când au venit învățăturile, s-au complicat lucrurile. Au apărut tot felul de definiții care au încurcat și mai tare lucrurile. Atenție la ceea ce primiți. Atenție la ceea ce simțiți cu ajutorul etericului. Chiar dacă nu vedeți, lucrurile sunt acolo unde sunt. Cereți acum ca fiecare dintre facultățile voastre mentale, sentimentele, emoțiile, energia metafizică, intuiția și percepția extrasenzorială să fie însoțite de curaj și percepție reală. Înainte de a vă imagina următorul episod, încercați să creați în detaliu o cameră în care stați. Cu cât camera este creată mai în amănunt, cu atât ea pare mai reală. Și acum așezați-vă într-un fotoliu, puneți mâna pe telefon și telefonați acolo, pe ecran mental, unui prieten. Vizualizați unde se află în acel moment și după ce terminați meditația, sunați să verificați dacă a fost reală percepția. Ideea este să-l percepeți ca pe un compus energetic și nu ca pe o persoană fizică. Trebuie să descoperiți care este identitatea senzației, care este tușa energiei persoanei pe care vreți să o contactați. Ceea ce vă amintiți despre oameni este senzația pe care vi-o lasă. Caracterul și energia lor, nu forma chipului. Puteți spune cu ajutorul sentimentelor dacă se află acolo sau nu? Nu vă faceți griji dacă veți greși. Cu timpul, percepțiile se vor îmbunătăți. Imaginați-vă că aveți în fața voastră o persoană. Încercați să o atingeți cu sentimentele voastre și vizualizați cum aveți un braț lung care se întinde până în dreptul inimii lui. Luați de acolo o moleculă pe care o puneți apoi în inima voastră și după aceea întrebați în gând tot ce vreți să știți despre această persoană. Mostra pe care ați luat-o o să vă arate exact ceea ce este, ceea ce simte și veți afla doar adevărul. Întrebați-vă ce sentimente vă creează această persoană și țineți cont de ele când vă întoarceți din nou din călătoria pe care ați făcut-o în această meditație. Este timpul să reglați acum toate chakrele și aduceți-vă aminte de culorile curcubeului și spuneți-vă: las culoarea roșie să intre în interiorul corpului meu și să hrănească și să echilibreze chakra rădăcină. Las culoarea oranj să intre în corpul meu și să echilibreze și să vindece, să regleze chakra sacrală, două degete sub umbilic. Las culoarea galbenă să pătrundă în corpul meu și să echilibreze și să vindece chakra plexului solar. Las culoarea verde
să pătrundă în corpul meu și să echilibreze și să vindece chakra inimii. Las culoarea albastră să intre în corpul meu și să vindece și să echilibreze chakra de la baza gâtului. Las culoarea indigo să pătrundă în corpul meu și să vindece și să echilibreze chakra dintre cele două sprâncene, chakra celui de-al treilea ochi. Las culoarea violet să pătrundă în corpul meu și să vindece, să echilibreze chakra coroană. Imaginați-vă acum o ploaie de lumină albă strălucitoare care vine de la sursă, coboară și intră prin chakra coroană și umple întreaga coloană chakrelor. Acum toate chakrele sunt echilibrate, vindecate și încep să se rotească. Și spuneți, mă conectez prin canalul chakrelor la sursa universală a iubirii. Rămâneți câteva minute ascultând muzica și imaginându-vă o fântână artesiană în culorile curcubeului care iese prin creștetul capului vostru și se revarsă de jur împrejurul vostru, impregnându-vă aura cu toate culorile de care aveți nevoie. Când sunteți gata, puteți închide ochii, deschide ochii, puteți mișca mâinile, picioarele. Mulțumim pentru meditație.